Bună ziua, oameni buni! Astăzi Sandu Pescar Domeran a ieșit la o partidă la Dunăre. Am găsit foarte greu un loc de pescuit, fiindcă este sâmbătă. Și eu am spus în mai multe videoclipuri, eu fug de sâmbătă, duminica, dar astăzi am zis, hai mă să ies, că mă plictisisem. Și vreau să vă spun încă o dată bună ziua, mulțumesc pentru aprecieri, mulțumesc pentru like-uri, mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Am să fac o prezentare, nu știu cât scurtă, mai lunguliță, nu știu, cum vrea Dumnezeu. Avem două bețe la feeder, două bețe de. Astăzi am ales două bețe 3,30 m lungime, două bețe din carbon 100%, un feeder strong, super bun, nu bun, super bun, putere de aruncare mare. Sunt venit cu încă un coleg. El a găsit un loc în altă parte, iar eu am găsit un loc foarte greu accesibil, dar totuși l-am curățat eu un piculeț, l-am amenajat, dar chiar m-am bucurat că am găsit liber, să zic așa, fiindcă mă gândeam dintr-o altă partidă să vin să dau și pe locul ăsta. Astăzi am fost întrebat de, cum zic eu, băieții începători. Neasandule, arată-ne și nouă cum faci mata montajul pe lansetă. Cum îl pui dumneata ca să-l facem și noi tot la fel. Ne întoarcem înapoi până la prezentarea. Eu am lansat una și am lăsat o lansetă expres pentru treaba asta, ca să fac și prezentare pentru băieții începători. Cum spun eu, băieții care vrea să iasă la pescuit, care să iasă din acele cluburi, cum spun eu, de acele săli de jocuri, să iasă să vină la pescuit, fiindcă noi trebuie să îndemnăm tineretul să vină la pescuit. Că noi, oamenii de vârsta noastră, a mea, cum sunt eu, noi am fost învățați să venim la pescuit, bă, oameni buni, nu să mergem să jucăm, să pierdem bani, să. Și pe tema asta am să spun niște, am de spus niște chestii care m-au deranjat pe mine când i-am auzit pe unii pescari care și mai și filmează și postează. Să nu spună ei locurile unde pescuiește, să nu, dar vrea să facă filmări și să intre oamenii să le dea like-uri. Adică, mi se pare chiar bate obraz. Cum adică să filmezi, să ieși la Dunăre, să ieși pe locuri frumoase și să nu spui unde vii și unde pescuiești, ca să poți să atragi tineretul, să-l scoți tineretul din sălile de jocuri care pierd bani, să scoți tineretul din cluburile alea care știți dumneavoastră că nu dăm noi nume aici, care face unele face rău copiilor. Și ați văzut bine ce vedem la televizor și ce știri au început să apară în ultimul timp. În loc să îndemnăm oamenii să vină, bă, uite ce zonă frumoasă, uite ce loc frumos, uite ce frumos avem noi în țară, la noi Dunărea, avem atâtea râuri, să găsește niște persoane, să zic așa, care ei visează numai bani, face postările astea, le pune pe, vrea să pună pe internet, să posteze el când se duce la pescuit, dar auzi ce spune pe cameră. Și eu sunt de acord să nu spunem loc. Păi de ce să fii de acord, mă, băiatule? Să fii de acord cu oamenii care iese și spune nu lăsați mizerie, nu lăsați pungi, nu lăsați aici hârtii, nu lăsați aici cutii, nu lăsați sticle. Da, cu ăia care nu protejează natura.
Dar nu să spui tu pe scar. Nu, eu nu spun locurile unde mă duc la... Păi ești râsul râsului. Când îi spune chestia asta, că ești profesionist, că ești amator, că ești începător, ești de râsul râsului. Ascultă ce spun eu, că am o vârstă și pescuiesc de peste 40 și ceva de ani și întotdeauna am învățat oamenii să vină, am învățat din alte județe să vină, să pescuiască la mine în zona Giurgiului, că e frumos, e Dunărea asta, frumusețea asta. Sunt sute de mii de locuri de pescuit. Nu ascultați la dăștea de pune două pungi de să filmeze și să facă reclame că îi dă la două pungi în plus, să zică de marfa lui. Rușinică, rușinică. Dacă ești pescar, fă-ți frate acasă. Să te ducă capul, mintea. Dacă ești adevărat pescar și știi să pescuiești, fă-ți frate acasă tu, momeala ta, stilul tău, combină, bate-ți capul. Nu mai văd eu, e unul pe internet care spunea și el că a făcut un... A făcut el, domne, o... Cum să spune... Ca la votare, o de-asta ca să vadă el câți vrea să spună și da locurile și când nu, câți pescari nu vrea să spună locurile. Păi, ești om bătrân ăla care vorbește gura fără tine. Mi-ar fi rușine să scot din gura mea așa ceva. Lasă, bă, oamenii să vii. Spune-le, bă, oamenilor unde este locuri frumoase. Da, dar în același timp spune-le, nu mai lăsați gunoi, nu mai lăsați sticle, nu mai lăsați borcane, nu mai lăsați sticle de băutură. Dar nu că spui tu, pescar... A, nu mai spunem locurile de pe ce mai făcut tu, Dunăre? E de la Dumnezeu, bă, băiatule, care n-ai minte de spui din gura ta fel de fel de prost. Și am încheiat discuția că să știe ei ăia care vorbește, vrea să vă posteze pe internet să facă bani, ei nu face din plăcere. Ei face să facă bani pe internet și spune, încă o dată mă repet, spune, noi nu spunem locurile de pescuit că vine alt. Vai de vai de, vai de vai de vai. Veniți oameni buni la pescuit. Pescuiți unde vreți. Luați-vă biciclete, motorete, scutere, mașini. Bateți Dunărea de la un cap la cap. Că e locuri, tată, slavă Domnului. Și acum să ne întoarcem înapoi la ce am promis. Am spus de la început, asta a fost ca o paranteză, am spus de la început că am două fidere de 3.30, putere de aruncare destul de mare, am zis 150 puterea de aruncare, am unul pe coșuleț, de un coșuleț 60-80 de grame, mulinetă de aici am una de 4.000, dacă nu mă înșel, și asta la altă, ba da, două de 4.000. Dacă nu mă înșel eu, dar să mă uit mai bine, că am mai multe, am foarte multe scule și aproape că dacă mi-a plăcut o serie de 4.000, am luat și de 5.000, ca să-i văd puterea și de-aia de multe ori mă uit la ele, ca să nu vorbesc prostii. Acum am de 4.000. Ia. Ca să nu spun prostii, haide să și a doua, a nu. Greșit, de 5.000 am în două e de 5.000, vedeți? Asta înseamnă să mă uit, fiindcă am mai multe bețe și mulinete și câteodată le mai pot încurca că se asemuiește între ele. Astăzi am fost rugat pe internet de băieții începători, băieții care le spun eu, ieșiți oameni la pește, ieșiți oameni, ieșiți că e, să luați frumusețea asta de zi, soarele ăsta, să încărcați bateriile. Am zis că să arăt și cum montez eu un feeder. Adică am pus mulineta, am pus oameni buni, cum îi zice, firul, am introdus până toate inelele, da? Am venit cu un fir aici, am un fir, fiindcă eu nu mă joc la Dunăre, nu vreau să mă joc la Dunăre, să-mi dea o captură și să-mi pară rău. Iau un fir peste 25-28 mărimea, o să fie și de 30, fiindcă pe dumneata nu te interesează firul ăsta de aici, mai puțin, fiindcă
Pe dumneata te interesează finețea care o punem noi la acul de legat, rigul propriu zis la care îl facem noi, 20, 40, 60, 80, depinde cum e. Bun, și acum uite ce fac eu. Punem, după ce am tras pâninele și am montat, acum imediat îmi caut un stopper. Și am să iau un stopper. Opa. O să caut un stopper la mine. De o mărime ca să pot pune da. Am aici niște stopper roșii, galbeni. Eu caut unul mai măricel. Un stopper mai măricel caut eu, ca le-am găsit, cam v-am zis, am foarte multe la mine luate, că nu știu ce să găsesc. Scoatem un stopper negru. De ce vă spun că scoatem un stopper? Stopperul ăsta, negru, eu îl montez odată, prima dată, pe linia principală, pe firul principal, da? Montez un stopper, primul. Bun. După ce montez stopperul ăsta, am montat stopperul, vedeți? Băgăm în gaura de la stopper, da? Hai că am băgat pe lângă, mai băgăm unul. Așa. Am tras, o să punem stopperul jos, undeva, îl tragem pe fir, da, sus, am tras stopperul. Acum eu ce fac? Îmi caut un coșuleț de o anumită mărime, să zicem că vrem de 30 de grame, bun, să zicem că vrem de 100 de grame, bun, să zicem că vrem de 100 de grame greutatea, dar coșulețul mai mic. Acum depinde de dumneavoastră, de tine, pescarul, la ce vrei să dai dumneata. Vrem cu unul mai larg, cu putere mai mare de a încărca și cum o să punem plumbajul de care vrem. Eu am ales unul, da? Eu o să aleg unul cu o putere medie, ia uitați. Vedeți? Așa. Unul de ăsta. Și ăsta, ce-i facem? E foarte simplu. Luăm firul principal. Da? Luăm firul principal. Vedeți? Și băgăm până acest ochet care l-am eu pus la coșuleț. Ia uitați. Da? Ia uitați. Da, se vede. Am aici un tubuleț făcut cu o agrafă. Plumbaj pus de 80 de grame, da? Și atunci ăsta se oprește unde? Se oprește în stopperul ăsta. Vedeți? Ia uitați. Bun. Acum aici în față, eu, e foarte simplu, mai vin cu un stopper. Vedeți? Mai vin cu un stopper. După ce am venit cu încă un stopper, îl aduc jos, adică să-mi rămână coșulețul între stoperi. Asta pe mine mă interesează. Vedeți? Ia uitați. Stopper, stopper. Mă duc la capul liniei. Da? Eu vorbesc pentru începători. Profesioniștii nu mă interesează. Vedeți? Pun, fac o buclă aici. Pun firul așa 10-15 cm în jos. Da? Ia uitați. Acum ce se întâmplă? Vreau să-i fac o întăritură de 10-15 cm ca să-mi stea mai departe acul de coșuleț. Și atunci dăm așa, o parte de fir, 10, 15, 20, fiți generoși. Da? Ia uitați așa. Aici. Bun. Aici, în față. E aici ce facem? Ia uitați ce fac eu. În bucla asta, imediat vă arăt. Bun. Haideți să punem o agrafă.
mă duc și-mi caut o agrafă. De ce pun agrafa asta, mă, oameni buni? Voi știți de ce o pun eu? Ca să-mi leg cât mai ușor acul. Da? Ia uite. Am luat o agrafă. Am luat o agrafă. Ia uite. Haideți să o și desfacem. Bun. Bun. Am luat o agrafă. Iau firul înapoi. Da. Bag vârtejul, nu agrafa de prindere, vârtejul. Bag vârtejul pe fir. Da. Ia uitați. Am bă... Hai mă, nu fi... Încă o dată. Ca să se vadă perfect. Deci, încă o dată. Deci după ce am pus stopărul, coșulețul, stopărul, pe același fir, v-am spus, băgăm o agrafă. Ia uitați. Da? Cu vârtej. Acum eu fac aici 10, 15, 20 de centimetri, fac bucla asta așa. Lângă, ia uitați, lângă agrafă. Lângă agrafă. Fac cu nod, dau ăsta pe deget. Da? Ia uitați. Răsucesc înspre mine. Stai să mă întorc spre cameră. Încă o dată. Să facem de la cap, vedeți? Am pus bucla așa în jos. Fac aici o buclă pe deget, o dată, da, ia uitați, da, și bucla asta de aici de jos o dau înspre mine o dată sau de două ori, o dată și încă o dată, da, și pun bucla aia, oameni buni, ce fac, bag agrafa cu tot cu fir, ia uitați, vedeți, se formează un 8, umezim, da, aducem acest 8, lângă, aproape de agrafă, aproape. Da? Și strângem, ia uitați. Bun, am strâns. Vedeți? Bun. Îl strângem bine ca să rămână fixă. Ia uitați. A rămas aici, da? Și căutăm astea două fire, căutăm astea două fire, să le răsucim unul peste altul, până să face ca o distanță de 10 cm, 12, 13. Ia uitați, le răsucim, să încalică firele una peste alta, da? Deci răsucim aceste fire, da? Răsucim, da? Încă o dată, ia uitați, răsucim, desfacem, da? Îndreptăm și răsucim aceste fire, 10-15 cm, să zic așa, ca să se formeze o bucată dublă, vedeți, înfășurată, ia uitați, vedeți, cam 10-15 cm de la agrafă, așa pe fir, răsucim. Și atunci ăsta aruncă acul mai, aruncă această învârtitură, aruncă acul puțin mai în față, nu șade lângă coș. După ce am făcut treaba asta, vedeți, ia uitați, la baza lui aici, mai dăm încă o dată pe deget, da? Ca să fim bineînțeleși, la baza lui aici, mai dăm încă o dată pe deget, deci firul îl dăm pe deget, și aceeași chestie, oameni buni, aceeași chestie după ce am băgat, dăm spre mine o dată bucla și băgăm toată bucla cu tot, cu dublura de fir, se formează umezim și ia uitați, strângem, da? Și ia uitați, s-a format ăștia 10, 12, 13, 15 cm. Da? Am strâns, excludem bucata asta de surplus, excludem, și acum, oameni buni, avem montura pregătită pentru pescuit. Dăm jos la bază de tot, aducem lângă nodul ăsta, aducem, cum îi zice, stopărul, pe ăsta la altul, stopărul ăsta la altul,
îl ridicăm undeva la 20, 30 de centimetri, 50, cât vreți dumneavoastră, nu contează, ca să poată să lucreze coșulețul pentru lansare. Și de aici, de jos, băieți, legăm acul propriu zis. Și s-a terminat montura. Puteți să faceți legătura rigului, ca să o atârnați aici, să o agățați aici. 20, 40, 60, 80, 1 metru, 1 metru 20, cât considerați dumneavoastră că ar mânca, la ce dimensiune ar mânca, de să fie crligul de pescuit cu fir, ar mânca peștele. Bun. Nu vreți să pescuiți cu ăsta, vreți cu metod. Nu mai puneți coșulețul și legați aici metodul domnului. E simplu, simplu, simplu. Deci de aici se agață acul și ați lansat, ați încărcat și ați lansat. Iată că v-am arătat toți pașii. V-am arătat ca să faceți și dumneavoastră același lucru. Eu acum o să-i pun un ac cu un rig de 40 sau 60, ca așa am și pe celălalt. Da? Da. Așa am și pe cealaltă montură, la cealaltă lansetă. Da? Bun, haideți să-i punem un ac. O să-i pun un ac mic. Între timp am să încarc. Da. O să caut un ac. Eu am spus, le-am pregătite de acasă. Decât îl leg. Am niște bucățele așa mici și pe ele am acul pus, legat, 20-40, decât îmi iau bucata și acul care îmi trebuiește, cu distanța care am măsurat-o de acasă, pusă la linie, pe măsuța unde îmi fac eu toate rigurile și monturile. Firul ăsta care îl pun eu aici, ca și la cealaltă, măsurat, am undeva la 40-45 distanță. Ia uitați, vedeți? Destul. Deci dacă ar fi de aici, de la mână așa, ar fi un 60. Dar el are cam 40. Are cam de la vârf până la cot. Cam 40 e destul pentru ce vreau să fac astăzi. O să pescuiesc cu viermuși, cu vierme. Uite. De ce am pus aici agrafa? Agrafa ta i-am pus-o. Ia uitați cât de repede prind. Am desfăcut agrafa normală, am prins bucla de la inel, de la cârlic, mai bine zis. Am prins firul, da? L-am prins. Acum o să pun, e gata de lansaj. O să-i pun viermi, da? Acum încercați cu 2, cu 3, cu 4, depinde de dumneavoastră. Depinde de dumneavoastră câți viermișori vreți să-i puneți. Uite, eu acum o să încerc să-i pun, să zic, 3. Pe cealaltă am pus 4. O să-i pun 2 albi. 2.
albi și unul roșu. Bun. O să închid cutiuța. Da? O să-mi găsesc un loc. V-am zis că locul l-am foarte strimt aici. O să-mi găsesc un loc să pot lansa. Da? Ia uitați. Așa. 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 Bun. Acum o să-mi găsesc un loc să pot lansa. O să mă ridic un pic. Să fac un lansaj exact asta. Asta îmi trebuia, să agăt firul. Exact asta vroiam. Da. Exact asta. Am zis, am aici un pomișor care exact de el m-am ferit, exact pe el m-am dus. Da? Asta e, încă o dată, ia să verificăm, să verificăm viermușii. O să mai bag o dată viermușii, că s-a agățat un pic de crenguță și s-a cam... S-a agățat o crenguță și mi s-a rupt doi vier. O să încerc încă o dată. V-am zis, am locul foarte strimt. Astăzi am luat lansete mai lungi, crezând că o să găsesc loc. Și uite că n-a fost chiar așa. L-am găsit pe ăsta mai greu de lansat, dar lansă. De-aia v-am spus. Bărci. Bărci foarte multe. Deci nu știu dacă stai, să zic eu, o jumătate de oră și bărci una după alta. Deci bine. O să încerc să lansez undeva în față. O să am lansat. Acum așteptăm să vedem despre ce este vorba. O să vă arăt imediat și nada. Deci pescuiesc cu vierme și cu nadă cu usturoi. Momeala de astăzi, cum vine vorba, nadă, momeală, pentru mine e același lucru. Mămim acolo zona, facem patul de nadă și punem vierme, da? Sau, eu știu, popapul, dumbbell, depinde cam cu ce, cam cu ce am vrea. Bun. Deci v-am zis că am nadă făcută de mine acasă. Am două feluri de nadă făcută de mine. Am și cu usturoi. Am și cu parmezan. Tot făcută de mine. Cu făină, cu... O să pun la loc ce am scos. Da? Așa că, oameni buni, nu vreau să fiu...
vreau să fiu eu... Eu știu... Gică, contra cu cineva. Dar când îi aud pe oameni ăștia și mai mă uit la câte unii din ei, mă, oameni buni, au o vârstă, au... Nu știu cum să zic. Au atâta experiență ieșiți la Dunăre și... Și splatră niște... sau... scuze de expresie. Spune niște prostii, scoate niște prostii din gura lor. Se duce, pescuiește pe unde pescuiește și spune, domne, nu spunem, domne, nu... Păi de ce mai te postezi, mă, omule, dacă tu nu spui unde ești? Suntem la Dunăre, la Giurgiu, pe Dunăre, direct. Da? De ce să nu spui unde ești? Ce se întâmplă? Vine, că știi ceva în plus sau ce sunt bani, niște bani? Sau, eu am mai spus și o repet, e mulți care postează și ei postează pentru bani, nu pentru altceva. Nu vine aici cum vin eu din plăcere să arăt la copilașii ăștia cât de frumos e să vii la pescuit și cât de liniștit e și mai ales să-ți găsești și un coleg și un partener care să vii cu el, să te sfătuie, să vorbești, să discuți, să faci planul ca, na, știți că e un proverb. Și unii dătătoare capul ce scoate, auzi, face sondaj de opinie. Băi, frate, tu îți dai seama câtă minte n-are? Să vadă dacă spune locul sau nu spune. Iartă-i, Doamne, că nici o minte n-are. Asta am băgat 3 vieri, sau 4, la asta și la asta 3. E un loc frumos, un loc rocoros, umbrat, puțină umbră de la pomișorul din spate. De-aia am zis, când lansez, trebuie să mă dau puțin spre un pas, doi să lansez și pe urmă. Dar am să fac altceva, am să mut camera în cealaltă parte, ca să pot să fac această chestie, știi, de lansaj. Am lăsat-o pe asta puțin mai departe, 25-30, asta la altă 15-20. Așa am încercat să vedem. Da. Acum, bunul Dumnezeu știe despre ce este vorba. Eu nu pun... Poate am primit multe mesaje și m-am întrebat, Santu, dar Mata, de ce nu postezi și pestil care îl prins? Păi dacă Dumnezeu dă să fie, cum e acum, un pește, adică chiar în direct, cum s-au zice, live imediat, și a prins camera, da. Dar eu nu mă laud la sfârșitul partidii că am prins 1, că am prins 10, că am prins 15, mai văd eu chestie cu găleata, cu... Bă, băiatule, eu viu să prind 2 kg de pește, să duc la familie acasă. Eu nu viu aici să fac nici circotecă, nici, eu știu, să mă dau mare. Ia uite, domne, ia uite, aruncă câte unul, are 7-8 pești și aruncă câte unul pe urmă. Mă înțeles? Sau nu știu dacă îi dă drumul, să zic așa. Bă, ori vii să pescuiești, să duci la familia ta 2 kg de pește, 3, ori nu mai veni, frate, du-te și stai acasă și... Bun, e unii care nu mănâncă. Foarte bine, nu mănâncă. Eu ai prins 2 kg, dă-l, bă, frate, la o familie, la ușă, la un vecin de bloc, la un vecin de la casă, care stați la casă. Cir, face cir, vine la pește și face circotecă. Ei nu face... Acolo aveți aici undeva podul, poate să vede în plan îndepărtat. Acolo este o plajă așa care, da, acolo nu poți să stai din cauza bărcilor și oameni buni nu o să prinde nimic în zona aia. Am mulți colegi, mulți băieți care a spus, băi, Sandule, ai dreptate. Pe întinsura aia, cam nimic. Eu mă bag în zonele astea mai aglomerate, în zonele astea care e mai greu de lansat, de... Fiindcă aici e ocazia să prinzi o bucată de
ciortan, cășea de pe lângă pomii ăștia căzuți în apă, ai ocazia să prinzi o bucată de craf frumoasă, 2 kg, 3 kg pe lângă. Adică trebuie să cunoști un piculeț, un piculeț așa. Na. O să încerc să mai opresc filmatul, fiindcă să ținem și de baterie, zic eu. Da? Și mai revenim, dacă Dumnezeu vrea, cu niște capturi. O să vă arăt și bețele. O să vă arăt. Aici am unul și în cealaltă parte unul. Haideți să ridicăm așa, să vedem. Avem aici un băț și în partea asta altă încă un băț. Avem acolo un pomișor căzut în apă. Eu de-aia v-am zis, îmi plac astea unde e. E foarte frumos, foarte frumos. Pot să încerc să mut camera în zona unde consider eu că o să fie mai bine pentru mine, să nu mai fiu incomodat de cameră, că de multe ori mă uit să nu o lovesc când lansez. Și o să pun aici undeva lângă mine, într-o zonă de asta, o să opresc și o să pun, să fac un... să fac o filmare cât de cât să se vadă frumos. Vedeți, în spate am pom, o frumusețe. Nu mai vorbesc afară, afară e 20 ceva de grade. Și eu am găsit bucățica asta de umbră minunat, minunat, minunat. Nu vreau să fiu înțeles greșit, că de la începutul videoclipului am spus despre acele persoane care au răutate în ei, au... Auzi, domne, nu spune locuri de... Bă, băiatule, Dunărea nu e ascunsă, mă, oameni. În mintea ta ăla care gândește așa ceva. Du-te, bă, comunică, bă, cheamă, bă, oamenii din contră, îndrumă tineretul. Du-te, băi, tată, uite, în zona cu tare, ia-ți un băț, ia-ți de 2 lei, de 5 lei, niște viermuși, niște râme, ia-ți o lansetă și tu, du-te, învață să iasă oamenii din case, să iasă oamenii din fața televizorului, să iasă oamenii din acele locuri care sunt dubioase, știți dumneavoastră la ce mă refer. Că vezi la televizor fel de fel de, numai tineret, numai tineret și parcă te sperie, te îngrozește. Și tu pe scarpă, bătrân, venit de 40 de ani, 50 de ani, vârstă și venit, vii de 30-40 de ani la... Au, ce spune, mă, frate? Bă, mă durea că... chiar mă, așa, am avut o indignare. Că postează mereu, pune mereu și el, pune... Că a întrebat el... Fă-ți, mă, frate, videoclipul tău ce ai de făcut și lasă-mă prostii, nu mai umbla cu prostii, umbli cu prostii om mare. Nu vreau să-i dau numele că zice pe omul oamenii că am ceva. N-am nimic personal cu... Da, am văzut un videoclip cum vede și dumneavoastră și când îi vezi așa, a, da, supără-te. Când vezi că lasă gunoi, când lasă cartoane, când lasă sticle, când lasă saci plini de... Sunt băieți tineri care adună și am văzut, am informații și eu de la alți pescari care a văzut băieți care filmează pe net și pune, care nu-și strânge gunoiul. Mă înțelegeți? Am și eu informații, mi-a zis cineva că o să-mi pună să văd o persoană de asta care pune pe internet clipuri, videoclipuri la pescuit, dar el nu și-a gunoi. Și a zis că îmi pune oamenii, a zis, lasă-ne, Sandule, că ți arătăm noi, îți dăm noi imaginile, dacă vrei, mata, să pe dă-mi imaginile cu ei și să vezi că le pun eu. I-am zis, îi pun eu pe ăștia care vine și vorbește aici ce vorbește, dar ei nu-și ia sticla de apă sau nu-și ia borcanele care le duce sau sticlele de băutură, că ei de-aia vine mulți. De-aia vine câte 5-6-7 inși pentru băutură, nu vine pentru pescuit. Și pe urmă spune, noi nu spunem locurile de pescuit. Rușine. Rușine, rușine să scoți din gura așa ceva. Om, în toată fire. Na. A fost foarte supărat dimineața când am văzut niște persoane de-astea vorbește gura fără ei, vorbește. Ei,
O să închidem aici videoclipul. O să vă zic, ieșiți la pescuit, veniți la Dunăre, că e locuri, tată, mii de locuri să vii să pescuiești. Unde vezi pescari, du-te în zonele alea, du-te. Dar eu te sfătuiesc ca începător să-ți iei o lansetă de 2 metri, de 3 metri, două pețe și ieși din casă, ieși de la jocurile de noroc și vine-o la pescuit să vezi că ți încarci bateriile și ești mai fericit, mai bucuros când te vei război pe marginea Dunării sau în zona unde ești dumneata cu peștele. Când vei lupta cu el să-l aduci la margine. Să vezi ce bucurie ai. O să închid și poate o să revin cu capturi dacă vrea bunul Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu are grijă. Hai, revenim, oameni buni. Thank you.